Campania națională Zilele V protejează-ți feminitatea ajunge și la Suceava. Campania se desfășoară în perioada 10 februarie-10 martie în 22 de clinici de specialitate din 16 orașe. Printre acestea se află și Suceava cu Centrul Medical Bucovina. Societatea Română de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie este cea care desfășoară la nivel național Zilele V protejează-ți feminitatea, dorind să impulsioneze consultațiile ginecologice de rutină. Pe lângă informarea și educația medicală a pacientelor, se are în vedere și efectuarea de consultații ginecologice de rutină și diagnosticarea gratuită pentru depistarea și tratarea infecțiilor vaginale. De reținut așadar că între 10 februarie și 22 martie, la Centrul Medical Bucovina, puteți beneficia de o consultație ginecologică gratuită, numai că aceasta se face doar pe bază de programare telefonică. Numărul la care trebuie să sunați este 0230 519 002. Potrivit Societății Române de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie, peste 70% dintre cazurile de infecții vaginale sunt diagnosticate cu întârziere. Multe femei preferând să se trateze singure, în loc să meargă la medic. La nivel mondial, 5-10 milioane de vizite la medicul ginecolog pe an sunt asociate cu vaginite, care duc la alterarea calității vieții și au un risc înalt de recăderi și recidive. Aproximativ 1 miliard de femei pe an suferă infecții de tract urinar sau infecții vaginale. Una dintre femei, până la vârsta de 25 de ani, va avea cel puțin un episod diagnosticat și tratat de infecție de tract urinar. 46,7% din totalul vaginitelor sunt micotice. În România, conform datelor de piață disponibile, se concluzionează că foarte multe femei cu infecții vaginale sunt nediagnosticate sau se autotratează. Automedicația este o problemă de sănătate publică, cu atât mai mult cu cât importanța unui consult medical și riscurile automedicației nu sunt conștientizate. Tratamentul de scurtă durată nu eradichează îndeajuns microorganismele și duce la o creștere a infecțiilor recurente. În cazul apariției simptomelor de infecție vaginală, este foarte importantă programarea de urgență a unui consult medical în cel mult o săptămână de la apariția simptomatologiei.